We'll be right back.
do bordão. Nem que esse romance, ela só quer tapão. Bună ziua, dragi prieteni, Naționala Moldovei de Soca va juca cu reprezentativa Portugaliei în ultimul meci din grupa F a campionatului mondial de Soca. Tricolorii s-au calificat deja în 16-mile de finală ale mondialului, iar meciul de astăzi va decide care echipă va deveni câștigătoarea grupei F. O imagine superbă de la arena din Essen, Germania, cu câteva domnișoare care susțin naționala noastră. Imnul Portugaliei.
Și acum haideți să ascultăm și imnul național al Republicii Moldova. Dispoziție bună se poate vedea pe echipurile tricolorilor care deja sunt calificați în sferturile de finală. Iată și componența echipei noastre, Dumitru Coval cu numărul 1, este unul dintre portari, al doilea portar este Anatolie Cebotari cu numărul 12, care a fost titular în ambele meciuri de până acum. 3 Vadim Cravcescu, 5 Vitalie Plămădeală, 6 Victor Nosenko, 7 Marin Stan, 8 Vitalie Tonu, 9 Ghenadi Orbu, capitanul echipei, 10 Oleg Mola, 11 Vadim Crâșmari, 13 Constantin Cebotari, 14 Petru Popescu, 15 Cristian Obadă și numărul 16 Andrian Lașcu, arbitrii meciului, vin din, vedeți în imagine, cu cel arbitru principal din Slovenia. Iată și componența echipei Portugaliei cu 2 portari, numărul 1 Luis Carreira și numărul 12 Paulo Louro, 3 José Alfredo, 4 Rui Sanchez, 5 Gustavo Nogueira, 6 John Silva, 7 Jonathan Herrera, 8 Alseni Bach, 9 Fabrizio Simoes, 10 Yusuf Sow, 11 Italo Felipe, 13 Simão Costa, 14 Manuel André și numărul 15 João Martins. Antrenor principal, Luis Colussi. Totul este gata pentru începutul acestui joc la Essen. Acum sunt 16 grade căldură și ne așteptăm la un spectacol frumos din partea celor două echipe calificate deja în etapa următoare a competiției. În clasamentul grupei F, Moldova e pe primul loc cu 4 puncte, același număr de puncte îl are și Portugalia, dar tricolorii au un golaveraj mai bun, plus 6 în comparație cu plus 1 al lusitanilor. Iată și o primă acțiune ofensivă a echipei noastre, care astăzi evoluează în echipament complet roșu. Va fi corner la poarta lui Paulo Louro. Băieții noștri pasează, balonul ajunge la Plămădeală. Acesta îl vede pe Tonu. Tonu, să vedem ce va alege. Schimb de pase cu Lașcu. Din nou Tonu și din nou Adrian Lașcu. Lașcu la balon. Îi pasează lui Cristian Obadă. Să vedem. Începe din nou Cristian Obadă. Cascada de fente. Încearcă să treacă de adversare. Lașcu până la Tonu. Reprimește. Era vorba de Plămădeală, de fapt am greșit și portughezii au încercat să scape pe contraatac. 0-0, dragi prieteni, deja s-a scurs primul minut de joc. Naționala Moldovei a mai întâlnit Portugalia acum 5 ani în urmă la campionatul mondial din Portugalia, atunci când în optimile de finală s-a dat luptă mare pentru un loc în sferturi. Haideți să urmărim această acțiune individuală a lui Cristian Obadă, sărbătoritul zilei de ieri. Ieri a împlinit 31 de ani, îi dorim la mulți ani. Plămădeală, o reluare, dar peste poartă. La mulți ani pentru Cristi Obadă, iată-l în imagine, l-a lăsat fără replică pe un portughez, însă din păcate n-a reușit să înscrie, s-a opus foarte bine portarul Paulo Louro.
A noștri domină în acest debut de partidă și bucură ochiul ceea ce vedem pe micile ecrane. Joacă foarte bine, cel puțin în primele minute, și sperăm că vom avea un rezultat foarte bun astăzi. Nu apasă scorul, nu trebuie să luptăm pentru victorie. Chiar portughezii sunt nevoiți să atace, ei trebuie să câștige pentru a urca pe primul loc în grupă. Iată o nouă acțiune ofensivă a echipei noastre cu șutul lui Marin Stan pe lângă. Vă spuneam, 5 ani în urmă Moldova a întâlnit Portugalia în optimele de final ale campionatului mondial care s-a desfășurat în Portugalia. Atunci în timpul regulamentar a fost consemnat un rezultat de egalitate 3-3. Iar la loviturile de departajare, portughezii s-au impus cu 5-3. Iată, am avut un match direct cu Portugalia la campionatul mondial de soccer 5 ani în urmă. Să sperăm că băieții noștri vor reuși astăzi să-și ia revanșa, o intercepție bună a echipei noastre și ocazie uriașă a lui Vitalie Plămădeală. Din nou însă Paulo Louro se opune la șutul fotbalistului nostru. Replica Portugalia este una destul de tare, iată ce luptă se dă pentru balon în preajma careului nostru, arbitru oprește jocul, este fault și băieții noștri de nou au posesia balonului. Lașcu pasează lui Obada, a încercat o pasă printre doi jucători spre Marin Stan, însă portughezii reușesc recuperarea și acum se află în posesia balonului. Foarte ofensiv joacă băieții noștri, să vedem dacă reușește Portugalia să scape pe contraatac. Într-adevăr, reușesc Lusitani, un atac periculos al Portugalii și va fi corner la poarta noastră. S-au pus foarte bine Anatolie Cebotari. Execută Lusitani repede cornerul și iată un șut al lui Simão Costa și din nou se opune Salvator. Anatolie Cebotar. Iată o prima acțiune ofensivă a Portugalei. Își arată dinții Lusitanii. Vor încerca în mod normal să câștige acest meci. Portugalia la aceste mondiale a început cu o victorie 1-0 cu Albania. A urmat un rezultat surprinzător, zic eu, 1-1 cu Columbia. Moldova, de partea cealaltă, a învins Columbia cu 7-1. Un meci foarte frumos făcut de tricolori cu un golazo marcat de Vadim Krčmar. A urmat apoi meciul cu Albania, în care tricolorii au reușit să egaleze în ultimul minut de joc prin Vitalie Plămădeală, astfel încât suntem lideri în clasamentul grupei F. Suntem deja calificați. Și iată ce greșeală a făcut portarul portughezilor, n-avea voie să atingă mingea în afara careului. Ce a atins-o este lovitură liberă în preajma careului, iată-l și pe Adrian Lașcu, jucător recunoscut pentru șutul său destul de puternic. Să vedem dacă va reuși să înscrie în acest debut de partidă, ocazie rarisimă, zic eu. Portughezii aranjează un zid format din trei jucători. Este și portarul în preajma zidului. Să vedem dacă găsește o breșă Adrian Lașcu în acest minut 6. Trebuie să șuteze puternic și cel mai bine în vincul. Dar este ușor aici să vorbim cum trebuie să bată jucătorul nostru. Este mai greu acolo pe teren să execuți lovitura în așa mod ca să înscrii. Toți portughezii se află în poartă, să vedem dacă găsește jucătorul nostru o breșă sau va prefera o pasă spre un coechiper. Plămădeală este în așteptarea pasei. Lașcu, gol! Moldova! Din minutul 7, Moldova preia conducerea pe tabelă. Adrian Lașcu reușește să înscrie pentru 1-0. Așa cum am anticipat, a șutat direct spre poartă, un șut foarte bun, foarte puternic. Revedem această fază cu șutul bomba lui Lașcu, nicio replică pentru portughezi. Dacă nimerea în vreun Lusitan, cred că trebuia să cheme targa echipa din Portugalia. Are un șut tare puternic Adrian Lașcu. Și acum portughezii au resimțit puterea șutului
moldoveanului pe propria spinare. Haideți să vedem replica Portugaliei, ocazie uriașă a Lusitanilor. Prin John Silvans se opune bravul nostru portar Anatolie Cebotari. 1-0 în continuare, Moldova o conduce pe Portugalia. Iată un nou atac foarte periculos, lăsat singur el un jucător al Portugaliei pe partea dreaptă. Și să recunoaștem, am avut noroc la acea fază de acum câteva secunde. Adrian Lașcu, autorul unicului gol, caută balonul. Iar secundele se scurg în favoarea echipei noastre. Într-adevăr, Moldova o conduce pe Portugalia cu 1-0. Adrian Lașcu, minutul 6, a marcat golul din acea lovitură liberă. Iată ce înseamnă o greșeală a portarului, care și-a prelungit nepermis de mult mingea. A ieșit mingea din careu și a fost nevoit portarul Lusitanilor, Paulo Louro, să atingă mingea, altfel un adversar i-ar fi furat balonul. Dar, așa sau altfel, meciul continuă. Din nou Lașcu în duel cu Simão Costa. Lașcu întoarce până la Anatolie Cebotari. Pasă bună a lui Cebotari spre Oleg Mola. Și acesta reușește să reziste atacului lui Rui Sanchez. Este repunere de la margine, executată destul de repede de Vadim Cravcescu. Continuă Cravcescu, însă arbitrul a oprit jocul, a fost un fault asupra capitanului nostru Ghenadi Orbu. Iată-l și pe adversar cerându-și scuze de la Ghenadi Orbu. Un gest sportiv, un gest de fair play din partea jucătorului portughez. După ce a încălcat regulamentul, a avut curajul să se apropie de adversari, să-l ridice de pe gazon, să-și ceară scuze. Nu fiecare fotbalist poate face acest lucru, dar asta este viața. Din nou Adrian Lașcu este la balon și haideți să ne așteptăm la ceva frumos. Dacă a reușit să înscrie în minutul 6, de ce să nu repete isprava și în minutul 10? Distanța este mai mare, însă șutul este la fel de puternic. Șutează Lașcu, însă de data aceasta balonul trece pe lângă și imediat autorul golului echipei noastre este schimbat. Acum cred că trebuie să caute balonul, până la urmă arbitrul găsește mingea și portarul Paulo Louro va repune din propriul careu, o face total aiurea, este repunere de la margine pentru naționala noastră. Tonu până la Anatolie Cebotari, am văzut pe Cravcescu, iată, încearcă deja Crâșmar pe partea stângă să găsească o breșă, un șut foarte bun al lui Oleg Mola și se opune portarul Paulo Louro. Este până la urmă au de poartă, frumoasă combinația băieților noștri, care s-a încheiat cu șutul lui Oleg Mola, însă portarul Paulo Louro de data aceasta nu a fost învins. Iată o pasă foarte bună a lui Crișmar și se resimte după acest duel mai tare. Vadim Cravcescu are nevoie de îngrijiri medicale, portughezii nu opresc jocul, iar Orbu blochează o centrare și Portugalia repune de la margine. Vor încerca să egaleze Lusitanii, iar noi vom încerca să jucăm pe contraatac. Iată o fază interesantă, o deviere a unui balon. Portughezii au cerut hands, însă arbitrul a fost de o altă părere. Gustavo Nogueira, cel care a marcat golul victoriei în poarta Albaniei, este acum în teren. Trebuie să fim atenți la acest jucător. Rui Sanchez, schimb de pase cu un coechiper, nu prea au soluții și foarte aproape de a pierde mingea. Până la urmă Crișmar reușește să intre în posesia balonului, va fi repunere de la margine pentru naționala noastră. Din nou schimbări de jucători, l-am văzut intrând pe teren pe Cristi Obadă, pe Vitalie Plămădeală, iată-l și pe Marin Stan și Andrean Lașcu. Să vedem ce vor face băieții noștri. Obadă contra lui Gustavo Nogueira, șutează Obadă și se opune Salvator Paulo Louro. Șut foarte periculos a fotbalistului nostru. Să vedem și replica Lusitanilor.
Deocamdată încearcă să iasă din propria jumătate de teren. Portarul nu se complică, degajează însă foarte bine. Plămădeală, plămădeală, greșește, plămădeală. Și portughezii urcă pe contraatac însă foarte bine. Aici vine Vitalie Tonu și degajează în aut. Altfel puteau fi probleme pentru poarta apărată de Anatolie Cebotari. Continuă Portugalia, schimbă de pase. Să vedem dacă se încheie această acțiune ofensivă cu un șut. Deocamdată pasează foarte bine Lusitani. S-a apropiat de poartă, însă o greșeală a jucătorului portughez. Și băieții noștri au încercat să plece pe contraatac, însă a greșit la rândul său o badă. Iată ce luptă se dă pentru fiecare balon. N-au voie să greșească în preajma careului și Marin Stan pasează lui Vitalie Tonu. Acesta a așteptat ca unul dintre coechiperi să fie pe partea stângă, însă nimeni dintre jucătorii moldoveni nu se afla în acea parte a terenului. Iată și portughezii sunt avertizați deocamdată verbal de către arbitru, sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă pe teren. Chiar dacă mai schițează și niște zâmbete, totuși 1-0 pentru Moldova nu este scorul la care s-au așteptat discipolii lui Luis Coluzzi. Iată ce pressing încearcă echipa noastră, pressing foarte bun, a recuperat balonul Marin Stan și a fost nevoit să faulteze unul dintre Lusitani. Va fi fază fixă foarte periculoasă. Arbitrul, dacă ar fi gustat puțin vin de la Cricova, sunt sigur că ar fi arătat și un cartonaș galben, ceea ce ar însemna 2 minute de eliminare din teren, însă se pare că ăsta mai mult preferă alt fel de vinuri. De aceea trebuie să ne mulțumim cu această fază fixă. Andrean Lașcu. Zidul este format din 2 persoane. Tonu a încercat un șut blocat și iată un nou șut pe lângă. Fază destul de bună a echipei noastre. Din păcate nu este fază ideală, altfel ar fi fost 2-0 pe tabelă. Iată un pressing al jucătorilor noștri. Tonu a fost aproape să intercepteze balonul. Ce luptă se dă între jucători și nemulțumit este João Martins. Iată și cartonaș galben, dragi prieteni, vedem în sfârșit cartonașul galben. Se pare că și-a amintit arbitrul că regulamentul trebuie să fie respectat. Acum vom juca cu un om în plus, timp de 2 minute. Vom avea superioritate numerică și, zic eu, trebuie să profităm de acest cadou al adversarului pentru un gest nesportiv. João Martins este avertizat cu un cartonaș galben. Haideți să vedem ce se întâmplă. Pasează deocamdată băieții. 5 jucători în teren ai Moldovei, 4 ai Portugaliei, plus portarii. Iată un șut! Ocazie bună a lui Vitalie Plămădeală și s-a opus salvator portarul Paolo Louru. Continuă însă acțiunea băieților noștri cu Cristi Obadă. A încercat o pasă pentru un coechiper, continuă lupta pentru acest balon și vine foarte bine din spate Marin Stan și degajează. Va fi repunere de la margine, revedem șutul lui Plămădeală, șut foarte bun, dar s-a opus portarul sau chiar a fost transversal, așa și n-am înțeles, un șut foarte puternic al lui Plămădeală. Continuă băieții noștri să se afle în posesia balonului. Sunt cu un om mai mult în teren și iată o pasă spre Lașcu, șut deviat. Andrean Lașcu, unul dintre eroii partidei de astăzi. Vitalie Tonu repune de la margine, întoarce mingea până la Cristi Obadă, Obadă și șutul lui este la fel deviat de un adversar. Ghenade Orbu deja este în teren, el execută repede cornerul până la Obadă, acum Lașcu, pasează lui Plămădeală, reprimește Lașcu, a încercat o pasă și iată o recuperare foarte bună
Însă arbitrul vede fault la această fază. Cel care se resimte este Rui Sanchez. Sincer, nu am văzut fault. Mi-a părut că a jucat corect Vitale Plămădeală, însă arbitrul este de o altă părere. Așa sau altfel, este 1-0, minutul 18. Dragi prieteni, Moldova conduce Portugalia datorită golului marcat de Andrean Lașcu, minutul 6, cu acea torpilă. Iată o recuperare pentru câteva clipe a lui Vitale Tonu, însă din nou portughezii sunt în posesia mingii. Dacă Moldova câștigă meciul de astăzi sau în cel mai rău caz face o remiză, atunci să știți că Moldova de pe locul 1 urmează să joace pe 9 iunie cu naționala Kazahstanului. În cazul în care Moldova va pierde meciul de astăzi, ceea ce este puțin probabil, atunci naționala noastră urmează să joace la fel pe 9 iunie cu naționala Greciei. Este mult încă până acolo, mai aproape de finalul meciului sau chiar după finalul meciului vom ști cu cine va juca Moldova și este gol Moldova! Ghenade Orbu a punctat pentru 2-0, minutul 19. Iată, este 2-0 și ce pas a dat omageatul zilei de ieri, Cristi Obad, a trecut ușor de către Gustavo Noguera și a pasat decisiv lui Ghenade Orbu, care ridică scorul la 2-0, minutul 19, dragi prieteni. O repriză ideală, zic eu, pentru tricolori. Au dominat marea parte a jocului. Au marcat de două ori, au mai avut încă câteva ocazii. Să vedem dacă reușesc portughezii să înscrie golul de onoare pe final de repriză. Se opune foarte bine Adrian Lașcu la această încercare de centrare de pe partea stângă. Și atât am intrat în ultimul minut regulamentar al primei reprize. Portugalia în continuare are posesia balonului, însă foarte bine stau pe teren tricolori și încearcă o recuperare. Au reușit acum, să vedem, scapă pe contraatac Orbu, pasă bună lui Orbu până la Crâșmare, însă centrarea acestuia a fost blocată de portughezi. 2-0, dragi prieteni, conduce Moldova pe Portugalia în al treilea meci din grupa F. Crâșmari întoarce mingea până la Kravchescu. Șutul acestuia este respins de portar și iată-i pe portughezi încercând să marcheze golul care se întoarcă în joc. Golul de onoare, însă se opune foarte bine bravul portar Anatolie Cebota. Revedem acest șut cu o deviere de la Lașcu. Din nou portughezii în posesia balonului și în această clipă arbitrul pune capăt primei reprize. Moldova o conduce pe Portugalia cu 2-0, Lașcu minutul 6 și Plămădeală și Orbu, mă scuzați, minutul 19 au marcat cele două goluri. Haideți să ne odihnim și noi împreună cu băieții noștri, după care vom reveni cu imagini de la Mitanul Secund.
Dragi prieteni, suntem în așteptarea metanului secund. Iată, peste câteva clipe, arbitrul va permite jucătorilor noștri să înceapă repriza a doua la pauză. Moldova o conduce pe Portugalia cu 2-0. Adrian Lașcu a deschis scorul în minutul 6 cu acel șut bombă, iar în minutul 19 Ghenadi Orbu a înscris pentru 2-0. Și aici trebuie de remarcat pasa extraordinar de bună a lui Cristi Obada. A început repriza secundă și sunt sigur că antrenorul nostru, Alexander Novikov, le-a spus băieților să fie calm, mai atenți în apărare, să paseze. Și iată o primă greșeală a băieților noștri, dar foarte bine că totul s-a terminat cu bine. Antrenorul nostru, Alexander Novikov, a făcut o declarație înaintea acestei partide. A spus niște lucruri frumoase, a zis că băieții cunosc de faptul că sunt calificați în 16-mile de final, însă nu la aceasta se gândesc să învingă Portugalia, vor să facă un meci bun și iată, deocamdată până în acest minut 21 le reușește acest lucru. Fac un meci foarte bun. Portugalia a avut câteva ocazii de a înscrie, însă avem în poartă un goalkeeper de excepție, Anatolie Cebotar se numește, a avut câteva intervenții fabuloase și sperăm că va continua la fel și în partea a doua a jocului. Moldova-Portugalia în continuare este 2-0 și portughezii n-au ce pierde, trebuie să fie mai activi. Iată, încearcă acum să atace poarta noastră, însă foarte bine degajează Vitale Tonu, dacă l-am văzut eu bine. Continuă Portugalia să paseze, să vedem dacă reușesc să se apropie de poarta noastră. Reușesc într-un final și iată un șut parat de Anatolie Cebota. John Silva a fost aproape să reducă din handicap. Continuă același Silva, însă foarte bine se opune acolo Cristi Obada. A fost aproape să iasă pe contraatac. Revedem șutul lui John Silva și parada de data aceasta lui Dumitru Coval. Iată, este schimb de portari la naționala noastră. Dumitru Coval i-a luat locul în poartă lui Anatolie Cebotari, așa am obișnuit să-l laud pe Anatolie Cebotari, că nici nu am observat că Dumitru Coval deja este portar. Lașcu a fost aproape să șuteze, însă a preferat o pasă spre Stan. Au pierdut până la urmă mingea jucătorii noștri și portughezii trebuie să se grăbească. Silva încearcă să treacă de Obada, iată-l și pe Simão Costa. Și vor repune balonul portughezii de la marginea terenului. Au făcut-o foarte repede, înțeleg. Sunt conduși cu 2-0. Trebuie să revină în joc, iar aceasta înseamnă că au neapărat nevoie de un gol în poarta lui Dumitru Coval. Foarte bine s-a descurcat pe această porțiune de teren Cristi Obada, iar Andrean Lașcu va repune mingea de la marginea terenului. Nu se grăbește, secundele se scurg în favoarea naționalei noastre, care conduce cu 2-0. Iată o centrare a lui Andrean Lașcu, iar acolo nu a reușit Oleg Mola să reia balonul în poartă. Se grăbesc portughezii, încearcă disperat să găsească calea spre poarta lui Dumitru Coval deja, după o repriză fenomenală. Iată, doar la Soca se pot întâmpla așa lucruri, după ce a avut câteva intervenții salvatoare în prima repriză. Antrenorul Alexandru Novikov a hotărât să schimbe portarul și a oferit posibilitatea lui Dumitru Coval să iasă în evidență și el în partea a doua jocului. Interesantă mutare, deocamdată foarte bună. Iar noi haideți să ne concentrăm atenția la ceea ce se întâmplă în teren. Andrean Lașcu degajează înalt, Silva repune repede și Crișmar încearcă să înscrie pentru 3-0. Puțin i-a lipsit atacantului nostru să găsească o breșă în apărarea lusitanilor.
Replica Portugalii cu Simão Costa. În prim plan însă foarte bine vin fundașii noștri și degajează deocamdată joc fără greșeală a defensivii noastre în meciul cu Portugalia. Recuperarea lui Ghenadi Orbu și să vedem dacă va arăta încă un cartonaș galben arbitrul acestui meci, care vine din Slovenia de data aceasta cu zâmbetul pe față. Arbitrul se limitează doar la oprirea jocului, încălcarea regulamentului, fără a da cartonaș galben. Iar Andrean Lașcu se pregătește să șuteze din nou ocazie uriașă a Moldovei, o deviere în fața porții echipei Portugalei și au avut noroc Lusitanii, să recunoaștem. Balonul putea din José Alfredo să intre în poartă, o nou șut al lui Andrean Lașcu și după ce și-a făcut datoria este schimbat imediat cu Vitalie Tonu. Minutul 26, dragi prieteni, și meciul este plăcut ochiului. Vedem o echipă a Moldovei foarte motivată. Iată o nouă acțiune interesantă și să vedem care este decizia arbitrului. Intrare neregulamentară asupra lui Ghenadi Orbu, să fie oare penalti la această fază. Nu a văzut portughezul că vine din spate Ghenadi Orbu și l-a lovit în careu. Este penalti, clar. Și în soca nu sunt penalturi, sunt bulituri. Așa că vom urmări acest duel. Să vedem, este vorba de Cristi Obadă în duel cu Paulo Louro. Revedem această fază, a faultat Manuel André, nu a văzut că vine din spate Orbu. Obadă, 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 continuă Obadă și este gol Moldova! Minutul 27, Cristi Obadă reușește să ridice scorul la 3-0. Bucuria băieților noștri este de înțeles. Revedem această fază. A avut tot timpul din lume Cristi Obadă să se întoarcă pe lângă nefericitul portar Paulo Louro și să-l execute foarte calm. 3-0, dragi prieteni, și se pare că vom juca totuși cu Kazakhstanul pe 9 iunie de la ora 13:20, dacă nu se întâmplă nimic ieșit din comun, iar ieșit din comun înseamnă 4 goluri ale Portugalei. 3-0, Moldova conduce, suntem în minutul 28, toate bune și frumoase până în acest moment. Portugalia încearcă disperat să găsească breșe în defensiva noastră, iată-l pe Silva ajungând pe partea stângă deja, a jucat mai mult timp pe partea dreaptă, dar fără schimbări pe tabelă, Plămădeală până la Lașcu. Lașcu încearcă să-i paseze lui Stan, continuă acțiunea noastră. Stan, pasă bună lui Stan pentru Andrean Lașcu și autorul primului gol din acest meci nu reușește să înscrie și al patrulea gol. Este în continuare 3-0, greșeală uriașa Portugalii. Lașcu și este gol Moldova, 4-0, dragi prieteni. Să vedem cine a atins ultimul mingea, este vorba de Marin Stan sau Andrean Lașcu. Regizorul acestei transmisiuni insistă pe Andrean Lașcu, însă nu este exclus ca Marin Stan să fie cel, da, este Marin Stan care a atins ultimul balonul. Din nou Lașcu a șutat puternic, dar se pare că Marin Stan este autorul golului. Revedem această fază, da, Marin Stan. Mă conving încă o dată, au greșit și regizorii acestei transmisiuni. Minutul 29, 4-0, Moldova conduce naționala Portugalei. Un meci frumos făcut de băieții noștri. Minutul 29, încă 11 minute regulamentare și să vedem dacă Portugalia va avea putere să înscrie un gol de onoare. Conducem foarte bine pe teren, iată-l pe Obadă încercând să-și facă loc lângă Rui Sanchez și va fi repunere de la margine pentru Moldova. Obadă întoarce mingea până la Lașcu. Din nou Obadă și deja portughezii cam au frică de băiatul nostru cu numărul 15 pe tricou. Nici nu-l atacă, încearcă să țină distanța.
Au înțeles de unde vine pericolul prin minutul 30. Iată-l și pe Constantin Cebotar, intrând pe teren, din nou o badă în posesia balonului. O badă contra lui José Alfredo. Greșesc pasa băieții noștri și să vedem decizia arbitrului. Este repunere de la margine. Nu, este fault până la urmă. Fault și Portugalia a repus foarte repede balonul în joc, însă la fel de repede și băieții noștri au recuperat mingea. Obadă până la Tonu, reprimește Obadă, Lașcu din nou Obadă, pase scurte ale jucătorilor noștri, Cristi Obadă. N-a sărbătorit, se pare, mult ieri că aleargă așa de bine astăzi. Obadă păstrează posesia balonului, va fi repunere de la margine pentru Naționala Moldovei. Plămădeală întoarce mingea până la Lașcu, primește acum Obadă. Iată-l pe Lașcu, din nou Obadă și portughezii încearcă un pressing, însă nu prea ies la atac. Să urmărim contraatacul Moldovei. Vitale Tonu a fost aproape să scape singur cu portarul. Vine și Costea Cebotar și este fault. Minutul 32 a început acum și nu cred că se pot întâmpla în ultimele 9 minute ceva ieșit din comun, astfel încât haideți să ne îndreptăm atenția spre selecționata Kazahstanului. Selecționata Kazahstanului a evoluat în grupa E. S-a clasat pe locul 3. Kazahstanul a început bine acest campionat mondial, învingând Libia cu 3 la 1, după care a urmat o remiză cu Egiptul 1 la 1, însă în ultimul meci cu Ucraina, kazahii au fost învinși cu 2 la 6, astfel încât au terminat pe locul 3 la egalitate de puncte cu Egipt, însă cu un golaveraj mai inferior, locul 3, ceea ce înseamnă că câștigătoarea grupei F, în acest moment este Moldova, va juca cu Kazahstanul pe 9 iunie de la ora 13:20. De aceea, dacă sunteți amator al campionatului mondial de soca, să nu faceți nimic vineri la ora 13:20. Puteți urmări acest meci pe rețele de socializare sau la postul de televiziune Wii Sport, unicul post de televiziune de sport din Moldova, care iată și îndreaptă atenția spre acest campionat mondial de soca. Toată ziua arată meciurile acestui campionat interesant. Iată un șut puternic al portughezilor. Este vorba de capitanul echipei, însă balonul a trecut peste transversală. Nicio problemă pentru Dumitru Coval. Lașcu greșește pasa Lașcu. Și portughezii scapă pe contraatac, șutează puternic Italo Filipe. Continuă acțiunea Lusitanilor. Sanchez. Pasă bună a lui Sanchez și Dumitru Coval este atent la această fază. A ieșit oportun din poartă. Dumitru Coval degajează foarte bine Orbu. Orbu lasă mingea lui Mola. Pasă foarte bună pentru Nosenko. Continuă acțiunea băieților noștri. Victor Nosenko lasă balonul lui Adrian Lașcu. Momente de respiro. Acesta îi oferă coechiperilor săi. Din nou Nosenko. Schimb de pase între cei doi fundași centrali. Lașcu și Nosenko. Din nou Lașcu. Este și portarul Coval. Gata să primească acest balon, îl preferă pe Mola, iată-l și pe Orbu. Mola, Orbu, schimb de pase și a încercat să scape singur cu portarul. Iată-l și pe Lașcu, lovit, urât de unul dintre portughezi, însă arbitrul lasă jocul să continue. Schimbat Adrian Lașcu. Paulo Louro. Joacă de parte că Portugalia câștigă cu 4 la 0, nu se grăbește deloc, dar treaba lor. Orbu pierde duelul și Portugalia iese pe contraatac, ocazie uriașă pentru Lusitani.
S-a primlat balonul în fața porții lui Dumitru Coval, însă am avut noroc, iată-l și pe Alexandru Novikov, cu indicații prețioase pentru jucătorii noștri. Corner, John Silva. Și este fault în atac. Din nou, Ghenadi Orbu se resimte un gest nesportiv al portughezului José Alfredo. Iată-l pe arbitru și este cartonaș galben, dragi prieteni. Două cartonașe galbene, aoleu. Echipele rămân în inferioritate numerică. José Alfredo și Ghenadi Orbu sunt eliminați pentru două minute din teren. Revedem această fază. A încercat să se opună Ghenadi Orbu la șutul lui José Alfredo. Nervos portughezul că nu i-a reușit să înscrie. Doi capitani s-au întâlnit de fapt. Și acum vor juca în inferioritate numerică ambele echipe. Să vedem cine va profita de aceasta. Este 4-0 în continuare, dragi prieteni. Minutul 36, Moldova o conduce pe Portugalia în ultimul meci al grupei F. Coval degajează foarte bine și se descurcă băieții noștri. Iată-l pe Oleg Mola. Caută un coechiper, îl vede foarte bine pe Nosenko. Schimb de pase. Mola întoarce până la Dumitru Coval. Degajează Dumitru Coval și faultează în atac unul dintre jucătorii noștri. Portugalia mai are la dispoziție aproximativ 4 minute ca să marcheze golul de onoare. Nu cred că pot să facă ceva mai mult în acest meci. Un meci condus cap-coadă de către Naționala Moldovei de Soca, antrenată de Alexandru Novikov. Joc foarte bun făcut de tricolori. Portugalia acum pe final de meci încearcă disperat să caute, să găsească calea spre poarta lui Dumitru Coval, fără succes deocamdată. Dar mai sunt încă 3 minute regulamentare. Echipele joacă în inferioritate numerică. Iată-l pe Rui Sanchez. Cere și el cartonaș galben. Cere de la arbitrul de pe margine. Încearcă să influențeze decizia arbitrului. A fost fault. Nimeni nu spune că nu a fost. Dar să urmărim acest șut puternic al lui Rui Sanchez. Însă peste transversală. Rui Sanchez, 28 de ani, a încercat să-și scrie numele pe lista marcatorilor în meciul cu Naționala Moldovei. Deocamdată însă cei care au înscris în această partidă sunt jucătorii moldoveni. Andrei Lașco a deschis scorul în minutul 6. Ghenadi Orbu a punctat în minutul 19. Apoi a venit rândul lui Cristi Obadă în minutul 27, se înscrie din Bulit, iar în minutul 29 Marin Stan a stabilit scorul acestui meci 4-0 după ce a înscris din apropiere după șutul bun al lui Andrean Lașcu. Iată-l pe Vitalie Tonu, pasează pe stânga a doua oară în acest meci, însă nimeni dintre coechiperii lui nu se afla acolo. Obadă, deposedare foarte bună a lui Cristi Obadă, pasă bună lui Plămădeală și să urmărim atacul echipei noastre, Orbu, până la Plămădeală, șutează Plămădeală, însă se opune Paolo Louru. 5-0 ar fi un scor frumos pentru acest meci, deocamdată însă este 4-0, însă încearcă băieții noștri să înscrie și al cincilea gol. Vă spuneam, 5 ani în urmă, în optimile de final ale campionatului mondial, Moldova a fost învinsă de Portugalia cu 5-3 în urma loviturilor de departajare. 3-3 a fost scorul în timpul regulamentar. Iată ce fază frumoasă fac băieții noștri! Și a fost și o bară acolo. Ce bine a mers balonul între jucătorii noștri și nu pot portughezii să degajeze. Continuă acțiunea. O bară! Șutează pe lângă și se resimte unul dintre portughezi, iar noi suntem în ultimul minut de joc. Vă spuneam, răzbunarea este dulce pentru echipa noastră. Peste 5 ani de la meciul cu Portugalia,
2018, campionatul mondial a avut loc în Portugalia, în optim de finală Moldova a fost eliminată de Portugalia. Iată acum Moldova nu o elimină pe Portugalia din competiție. Portugalia va juca cu Grecia în 16-mile de finală, însă pe noi ne interesează un alt meci, Moldova-Kazakhstan, 9 iunie de la ora 13:20. Nu vă faceți planuri, va fi interesant. Va fi o luptă pe viață și pe moarte pentru un loc în sferturile de finală. Portughezii încearcă să înscrie golul de onoare pe acest final de meci. Iată un fault asupra lui Lașcu. Deja am ajuns în minutele de prelungiri, nu? Arbitrul pune capăt acestui meci. Dragi prieteni, felicitări cu această victorie frumoasă. Moldova-Portugalia 4-0, Lașcu, Orbu, Obadă și Stan au marcat cele 4 goluri. Sărbătoare mare în tribunele stadionului din Iesen. Ne bucurăm și noi cei de aici din Chișinău. Urmează meciul de vineri, 9 iunie, Moldova-Kazakhstan, ora 13:20. Până atunci însă mai este ceva timp de așteptat. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.